O cursă nebunească s-a încheiat tragic la Sibiu. Un băiat de 19 ani și o fată de 20 s-au prăpădit în doar 5 secunde. Se aflau într-o mașină puternică împreună cu alți doi tineri, acum în stare gravă. Mergeau cu viteză mare când șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un tir parcat pe marginea drumului. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Teribilul accident a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum bolidul gonește pe șosea, lovește apoi scoarul de pe mijlocul drumului și un semn de circulație, după care intră în plin sub remorca unui tir parcat. Două vieți au fost spulberate în câteva secunde. În mașina făcută zob se aflau patru prieteni, trei băieți și o fată, niciunul mai mare de 20 de ani. Băieții erau studenți la Universitatea din Sibiu, la drept și la litere. Tânăra studia în străinătate și venise de sărbători acasă. Colegilor sunt în stare de șoc. Trebuia mâine să plecăm acasă și ne-am trezit cu telefoane de la toate cunoștințele din Brașov, cu niște poze. Accidentul s-a petrecut azi noapte la ora 23:45. Strada pe care rulau tinerii se termină în câmp și este cunoscută drept locul unde șoferii teribiliști din Sibiu își turează motoarele. Autoturismul valorează peste 70.000 de euro. Aparținea tatălui tânărului mort în accident, un om de afaceri și politician din Brașov. Băiatul de 19 ani se afla pe scaunul din dreapta față. Cedase volanul prietenului său. Cunoșteau mașina, era o mașină care o avea de 2 ani. Nu știu ce s-a putut întâmpla. Deci chiar nu mă explic. Pentru mine e un șoc absolut. Tinerii rulau cu viteză foarte mare. De la momentul în care intră în raza camerei de supraveghere și până la impact se scurg doar 5 secunde. Distanța parcursă de mașină este de circa 160 de metri. Calculele arată că și în frânare limuzina avea o viteză medie de 115 km pe oră. Acul vitezometrului s-a oprit la 80 de km pe oră. Martorii spun că puțin înainte de accident șoferul depășise prin dreapta o altă mașină. Din zona aceasta au depășit o mașină pe partea dreaptă, au tras de volan stânga și atunci mașina a început să facă de pe o roată pe alta și s-a oprit în tir. Când au ajuns echipajele de intervenție, pasagerul din dreapta șoferului era încarcerat. În ciuda eforturilor medicilor, a murit la scurt timp după impact. În drum spre spital s-a stins și fata de 20 de ani care stătea în spatele lui. Un alt tânăr și el pasager a fost resuscitat și este acum la terapie intensivă intubat. Șoferul are coloana vertebrală fracturată.